cinema au apărut filme noi. Însă regulile au rămas aceleași, fără mâncare și fără băutură. Cu excepția celor procurate de la cafeneaua din cinema. Pe canalul Familia Melini a apărut un serial nou, Disco Party. La prima rundă vom duce la cinema vate dulce, rulouri de napolitane și sticks cu susan și pupuleți dulci. Iar ca să reușim să le trecem cu noi la cinema, ne vom deghiza într-un moș și o băbuță. Aici avem straiele pentru băbuțe, iar aici pentru moș. Să îmbrăcăm băbuța, care va avea cocoașă, este încocoiată băbuța noastră. Așa, hai, bagă mânuța. Ha, Melisa, chiar parcă ești o babă. Și ca să camuflăm mai bine, să nu se zărească pufuleții, punem și batic babei. Hai, băbuță. Și dacă băbuța noastră are ghep, trebuie să fie însoțită și de o cârjă, pe care vom umple cu mâncarea. Prima introducem aici niște rulori de napolitane. Hai, Melisa! Wow! O, cum merge! Hai, mai pune! Ca pe topogan! Iuhu! Bravo! Parcă e cu apă topoganul! Dar hai să băgăm aici și stixul! Hai! Cu bunica! O să avem ce mânca! Este! Îmi place mult susanul! Aici încape și încape, Melisa! Bagă, bagă, Melisa! Mai încape și hai să punem căpăcelul! Super cârje! Melisa, dacă vrem să mâncăm sărat, mâncăm din capătul acesta! Dulcele este aici! Hai! Ia-ți cârja și cât mai încomoiată! Acum a venit și rândul moșului! Să mă îmbrac și el! Niște pantaloni clasici. Așa și... și o cămașă, desigur! Așa se îmbracă moșul babei! Iar acum barba din vată dulce! Ca o barbă. Of, 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 hai babă la cinema, să începem și filmul. Hai, țură și țură, noi plecăm la cinema. Hai, țură și țură, noi plecăm la cinema. Of. Bună ziua, nepoțări. Bună ziua, mătușică. Ați venit după pensie, nu-i aici. Hai tu, nu fă mișto cu noi. Hai, deschide poarta să trecem la film! Dar aveți tichete! Dar unde le-am mai băgat? Babă, dai tichetele! Dar nu-s la mine, moșule! Las că aud la mine! Aici nu-s, babă! A, stai că ceva am găsit! Of, ia că tăris, ia că tăris! Unu! Doi! Ține nepoțele! Dar de ce spășnești așa de tare spatele tău? Sărurile nepoțele, am probleme cu spatele. Așa că, nepoțele, păzăște-ți bătrâneța din tinerieță. Bine, treceți! Dar vă așezați pe primul rând! Mulțumesc! Hai, babă, hai! Hai! Primul rând, babă, primul rând! Ce de drăguț sunt ei! Merg și la cinema la vârsta aceasta! Hai, Melis, că mi stopește vata deja! Hai, deschide bastonul! Unii partea ce e dulce! Tu vrea pe cea sărată? Da! Hai, ține, Melisa! Este! Hai, apucă! Așa și mie!
Da, e bine la bătrâniță. Ia și film interesant. Fa, băbuță, ia dă-ți mâncăm și ghebul și ăla. Aha, sunt! Auzi, dar cum vom ieși noi de aici, de la cinema, fără ghebul ăsta și fără barbă? Eu zic să-i spunem controlorului că cinema prinde bine. Bine zici, hai să vedem, hai să mâncăm. Melissa, zic că ne-a reușit bine! Să știi că mă doare în gospatele de atât am covoială. Oh, deja și vorbești ca o băbuță. Prinde bine, prinde bine cinema. Da. Iar acum plecăm pe la găinărie să luăm niște ouă, apoi mergem la cinema. Nu, mami, apoi mergem și la ferma de struți. Da, 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 bine zici. Și la ferma de struți. Vom lua cu noi ouă de casă. Sunt ouă de casă chiar. Și ouă de ciocolată. Dar de ce nu chiar și să bem câte un ou crud la cinema? Voi ați încercat vreodată să beți ouă crude? Ouăle crude sunt preferatele mele. Iac, eu prefer ouă din ciocolată totuși. Știi, tati când era mic și pleca la bunici, lua ou din cuibar, îl spărgea cu apul și dintr-o parte și din cealaltă. Scotea tot conținutul, îl consuma și apoi îl punea la loc și era întreg. Și l-a prins vreodată? Să-l întrebăm! Nu l-a prins! Poate nici pe noi nu ne va prinde controlorul. Acum hai să punem și oul meu de struț. Hai în cartă, Melissa! Wow! Știi că-mi cap multe? Da! Mai pune. Pune și în partea aceasta. E de ajuns. Da, eu zic că e suficient. Așa. Bine, Melissa! Dar nu e tot. Hai să o punem în folie. Așa și... Ouul de struț e gata! Pregătit! Ce zici? Ne reușește? Da! Hai să încercăm. E frumos, nu? Și ouăle noastre pleacă la cinema! Bună seara în toată țara! Bună seara! Ce aveți cu voi? Ouă de la piață, dar acel ou? Ou de la fermă. Prima dată văd așa ou. Acesta este ou de struț și luăm de probă acasă. Așa argintiu este. Așa ele se păstrează mai bine. Dar vă știți că cu mâncare la cinema nu e voie? Păi nu le mâncăm! Ia-mi chiar deschide! Ia să verificăm! Chiar sunt adevărate! Ce ați făcut? Mi-ați stricat oul! Păi la noi toți vin cu ou de ciocolată și credeam că acestea toate sunt din ciocolată. Hai intrați, hai intrați! Hai, Melissa, atât, ți-a spart și oul. Sper că de-a meu nu vă atingeți. Nu mă atinge. Este scump. Da, nu prea frumos a ieșit. Dar eu sunt obligat să verific. Melissa, lasă ouăle într-o parte și hai să-l mâncăm pe cel de struț. Hai, dacă zici tu... Servește! Aha. E bun ouă de struț? Da. Noi niciodată nu am mâncat ouă de struț adevărat. Voi ați încercat? Și dacă ați încercat, vă plac? De această dată, Melissa va fi pe post de polițist și eu deținută! Melissa, vei folosi acest baston din marshmallow! Și legitimație! Stai puțin, trebuie să lipești pe ea, ca să te creadă controlorul! Ține, Melissa, hai lipește! Așa! Wow! Parcă n-ai fi polițist, dar vânător de fantome! Da!
el, vă rog, lângă mine. Bună ziua, Lăcotenent Fantomas! Bună ziua! Sunt consilier de probațiune. Avem ore de reintegrare socială. Dar ce-a făcut ea? A înregistrat și a distribuit filmul din sala de cinema. Vai, cea mai gravă infracțiune! Bine, hai, intrați! Hai, dăm și mie! Nu, tu ești pedepsită! Să nu mai încalci legea! Bine, nu voi mai încălca, dar hai să mâncăm ciocolată! Deja am adunat cele 5.000 de like-uri! Mulțumim frumos! Și Melissa revine la disco! Iar noi vă spunem pe curând! Pa, pa!